Azi e un eveniment, cea mai mare companie din lume, Seminis, mi-au prezentat, pentru că mi-au dat de astă primăvară niște semințe de hibrid de tomate de ardei să le testez în cultură la mine. Eu mi-ai explicat la Galați că de ce n-au gust la Galați, văd la mine din cer, la mine văd dacă au același gust. Ei, diferența de la cer la pământ, gustul extraordinar aici, nu s-a crescut forțat și plus de asta că în loc de încălzământ chimic îi dau gunoi de grajd. Și asta dă gustul și nu le dau hormoni de creștere forțată, rapidă. Se lăsă coacă în voia lor și când ajung la maturitatea lor de plină, atunci se degustă. Și toate care 31 de ibrii sau cât sunt aici, dat de compania Siemens, toate au un gust mult mai bun ca celălalt. Și toți inginerii de la Galați, la Matco, au gustat și, într-adevăr, i-am convins, s-au supărat eu un pic, nu-i ca la ei, dar au recunoscut și ei, până la urmă, într-un final, că, domnule, e extraordinar. Nu există nimeni în România ca la Dumitale aici, roșii cu asemenea gust. Îmi pare rău că n-am putut ardei să-i mântân, i-am scăpat de sub control, s-au dus jos, sunt încărcătura pe plantă foarte mare și au plecat jos la pământ, că n-am avut cine să-i leg. Dar pe viitor am să mă rezum la cât pot face eu singur să fac niște culturi excepționale. Îl aștept pe domnul ministru agriculturii Daia, m-am întâlnit cu el la Festivalul Internațional al Tomatelor de la Buzău și am făcut invitația cu mare drag, vine la mine să-i arăt, să-i demonstrez că dacă a lucra 10.000 de oameni în România, nu, prea mult 10.000, 5.000 de oameni în România cât lucrez eu, n-ar mai avea nevoie să mai importăm legume din afară. Dar oamenii preferă să nu muncească, să cumpere marfă de gata, că mai bine ea, să n-are grijă deodată, n-are grijă de sapă, pune marfa de la angrouri, o pune pe masă, o vinde, acoperă, nu are treabă deodată de întreținut culturile. Eu nu pot să fac treaba asta, ci produc eu. Cumpărătorii sunt vinovați, trebuie să vii la poarta fermei, îți vadă din eu la marfă, că persoana respectivă, dacă o pus ceva rău, poate fi tras la răspundere. Dar așa, dacă o ia din angro, doamnă, a nu ia mea, că am cumpărat-o și eu de la angro. Și atunci se mărește și prețul și asta se face. Eu mă simt onorat, mulțumit în sufletul meu când oamenii spun că le-am dat răsat la oameni de cea mai bună calitate. Mă simt onorat când spune, vă mulțumesc, Dumnezeu să vă dea sănătate. Nu-mi trebuie altceva decât mulțumirea oamenilor, că văd omul muncește din greu, într-o parte sunt bătrâni care nu poate să lucreze și am adus și loturi de soiuri bune de la Buzău pentru oameni bătrâni care nu pot să le copilească. De acum să le prezint și pe soiurile selante cu altă ocazie. Nu-i trebuie multă fertilizare, nu-i trebuie să stai cu cărămurilul, cum spun domnul Mătrășoaie, toată ziua pe el, el își face treaba. Deci o să obțineți fructele astea, eu vă spun că le-am obținut din gunoi de grajd. Deci folosesc gunoi de grajd și am mai intervenit cu niște amendamente în astea, dar nu abuziv, că nu ai gust, deci nu abuziv. Tot ce vedeți, ce vă prezint, sunt hibrizi în portofoliu. Adică îi găsiți la comercial, îi găsiți să-i cumpărați, îi găsiți descriși, am anunțit în catalogul pe care o să-l primiți. Am să încep cu un hibrid, toți sunt cu creștere nedeterminată, dar un hibrid Resla se numește, este extra timpuriu. El se vinde foarte bine în țară pentru timpurietate. Are și gust. Domnul Vasile Mătrășoaie v-a spus o chestie, că a venit în Maca, a gustat și nu are gustul ca la el. Este adevărat. Este adevărat. Noi, în toate bazinele unde am testat hibrizii, să zic că am testat și am speculat cam 60-70% din potențialul lor ca și gust. Aici sunt 100%. Nici noi nu avem experiență într-un loc cu asemenea gust. Este premieră și pentru noi. N-am știut că acești hibrizi ai noștri pot să fie așa de gustoși. Totul constă în sol. Dacă solul e sănătos și avem rădăcină puternică, și la ardei chiar e foarte important să avem rădăcină puternică, atunci avem și o plantă cu start sănătos.